potrivit viceprimarului Dan Bobouțanu, în prezent se poartă discuții cu oameni de afaceri italieni specializați în realizarea de parcuri tematice despre posibilitatea de a investi în parcul tematic de la Hunedoara. Este vorba de o investiție care poate genera foarte multe locuri de muncă. În cursul lunii februarie am purtat niște discuții cu doi oameni de afaceri din Italia care construiesc parcuri tematice în Europa, am primit uh, un draft uh, despre un par tematic de la Keskemet. Eu uh, cred că dacă acești oameni de afaceri uh, vor uh, reveni în uh, în Hunedoara, uh, proiectul uh, poate fi pus în aplicare odată cu luna iunie. Realizarea acestei investiții ar genera și noi locuri de muncă pentru hunedoreni. Este un proiect de anvergură adevărat. Înseamnă un parc uh, tematic, un parc de distracții, până la urmă, pe toate cele 20 de hectare care au fost uh, ecologizate uh, din uh, fostul combinat un proiect ambițios în care eu cred am și purtat discuții, am făcut împreună cu Dân și un studiu de impact și au fost convinși de ceea ce spunea la momentul respectiv. Drept dovadă este și acest proiect de la Keşkemet pe care l-am primit în format electronic de la Dân și în urmă cu câteva săptămâni. Numărul turiștilor care vizitează municipiul Hunedoara crește de la an la an.